Sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Episcopiei Caransebeșului a găzduit ieri seară reuniunea celor 18 centre de tineret din Eparhia Banatului de Munte, în cadrul evenimentului la care au participat 10 de copii și tineri împreună cu preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, au fost rememorate activitățile și proiectele desfășurate de tineri atât la nivel local cât și județean în anul 2019. În cuvântul rostit, ierarhul a afirmat că scopul acestor activități este viața în Hristos. Mulți dintre tinerii noștri și-au găsit o familie duhovnicească. Cred că este lucrul cel mai important în societatea secularizată și secularizantă în care trăim. Este cel mai important lucru ca tinerii noștri să se regăsească și să regăsească pe Învățătorul învățătorilor, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Până la urmă, scopul acestor activități cu tinerii este viața în Hristos. Au fost multe imagini care ne-au arătat pe tinerii noștri în fața potirului, împărtășindu-se în Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Dacă ar fi să concluzionez în doar două idei, anul 2019 a fost marcat în primul rând de programul Tabăra din inima satului, cel mai important program dedicat anului omagial în Episcopia Caransebeșului, cu taberele și toate celelalte lucruri pe care le-a cuprins acest proiect. Deci, pe de o parte, programul TEDIS și, pe de altă parte, formarea unei rețele de voluntari foarte puternică. Este vorba de o rețea de voluntari alcătuită din membrii ATUR Banatul de Munte. Ce ați dorit în acest an să puneți în practică la centru de tineret? Am dorit să mobilizăm cât mai mult implicarea a cât mai multor oameni pentru a ajuta semenii aflați să nu fie rămână indiferenți la problemele celor din jur, și pentru a face o lume mai bună, o lume cu bucurie, o lume în care să domnească credința, pacea, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Ne-am bucurat unii de prezența altora, ne-am bucurat de prieteniile sincere care s-au legat între noi, am vizionat materiale video care ne-au adus aminte de lucrurile frumoase pe care le-am făcut, ne-au adus aminte de minunata vară, în care noi am organizat proiectul nostru de suflet Tabăra din inima satului. În cadrul întâlnirii, tinerii au susținut și un program artistic.